Aflăm în această dimineață în capitolul 4 din Iona și încet încet ne apropiem de finalul acestei cărți. În capitolul 4 ni se descrie cu precădere mânia lui Iona și de aceea mesajul din această dimineață se va concentra pe acest subiect, pe mânia față de Dumnezeu. Acum nu știu cât de greu ne este nouă să recunoaștem că în multe situații suntem mânioși pe Dumnezeu. Sau dacă ne dăm seama că în multe situații resentimentele noastre sau cârtirile noastre se îndreaptă de fapt direct împotriva lui Dumnezeu. Însă, înainte de a ne uita la acest aspect și la acest subiect, vreau să facem câteva observații introductive, așa de la trecerea capitolului 3 la capitolul 4, pentru că este un contrast izbitor aici. Dumnezeu a văzut ce făceau ei și că se întorceau de la calea lor cea rea, capitolul 3, versetul 10, un lucru extraordinar. Atunci Dumnezeu s-a căit de rău pe care se hotărâse să-l facă și nu l-a făcut. Și este o continuare, chiar dacă noi avem aici trecut capitolul 4, este o continuare. Lucrul acesta, adică că ninivenii s-au pocăit și Dumnezeu i-a iertat, n-a plăcut deloc lui Iona. Da? N-a plăcut deloc lui Iona și s-a mâniat. Este un contrast izbitor nu doar între capitolul 3 și capitolul 4. Adică atitudinea ninivenilor și atitudinea lui Iona. Un contrast izbitor, da? Sau atitudinea lui Dumnezeu față de niniveni și atitudinea lui Iona față de niniveni, față de ceea ce s-a întâmplat. Ba este chiar un contrast izbitor între atitudinea lui Iona din capitolul 2, când se află în pântecele peștelui și face acest imn extraordinar, și atitudinea lui Iona din capitolul 4, când e afară din pântecele peștelui. Da? Când este în pântecele peștelui, este smerit înaintea lui Dumnezeu, se închină, se pocăiește când este greu. Când este afară și are o misiune de succes, Iona cârtește, să mânie și spune el că în pasajul acesta vreau mai bine să mor decât să trăiesc. Mă mânii până la moarte. Este un contrast între Iona capitolul 2 și Iona capitolul 4. Ceea ce îmi spune mie că pocăința din trecut, care o vedem în capitolul 2, nu asigură sfințenia viitoare. Adică faptul că eu am simțit, m-am pocăit cu adevărat, am știut că m-am pocăit cu adevărat, înseamnă că de acum înainte nu o să mai am nicio problemă. Ba chiar în domeniul în care m-am pocăit cu adevărat. Nu înseamnă neapărat că dacă eu m-am pocăit cu adevărat de un anumit lucru, niciodată de atunci înainte, nici firea, nici satana și nici lumea nu vor pune un fel de presiune păcătoasă asupra mea ca să comit din nou păcatul pe care l-am comis înainte. Da? Deci sfințenia din trecut nu garantează, nu asigură sfințenia viitoare. Sau pocăința din trecut nu asigură sfințenia viitoare. De aceea noi vorbim despre o perseverență în har, în pocăință, în ascultare și în sfințenie. Apoi, un lucru extraordinar pe care îl vedem în pasajul acesta este că Dumnezeu îl folosește pe Iona în ciuda atitudinilor sale. Nu există niciun dubiu pentru noi că Dumnezeu a știut că Iona nu a fost vindecat de naționalismul lui, de hipercalvinismul lui. Dumnezeu știa exact ce este în inima lui Iona. Îl pregătea pe Iona pentru vindecare, da? Tocmai succesul care este de fapt. Dumnezeu putea să trimită pe oricine la Ninive. Îl trimite pe Iona la Ninive pentru că știa boala lui Iona. Și pocăința ninivenilor avea să dea pe față mai clar boala lui Iona, da? Hipercalvinismul lui Iona. Faptul că Iona avea o obsesie din asta etică, de fapt ce vedem foarte mult la evrei, la poporul lui Dumnezeu din Vechiul Testament și la evrei chiar din vremea Domnului Iisus Hristos și la evrei chiar după pogorârea Duhului Sfânt, care au un fel de sentiment din ăsta neplăcut de a se duce și a vesti neamurilor. Chiar dacă Dumnezeu le-a arătat desușit lucrul acesta prin coborârea Duhului Sfânt peste toți oamenii aceia care veneau din diverse locuri de pe pământ, în multe feluri și multe chipuri Dumnezeu le arată suficient de clar lucrul acesta, evreii au o problemă cu a înțelege extensia dragostei lui Dumnezeu. Că dragostea lui Dumnezeu se extinde de la un grup de oameni la toate grupurile de oameni, da? De aceea vedem în Apocalipsa
acea mulțime pe care nu o poate număra nimeni din orice trib, de orice limbă, din orice națiune, da? Pentru evrei lucrul ăsta era foarte greu de înțeles. Dumnezeu îl folosește pe Iona în ciuda atitudinilor lui și Dumnezeu ne folosește și pe noi în ciuda atitudinilor noastre. Ăsta este un har al lui Dumnezeu. Ăsta este un har pe care Dumnezeu ne-l face. Că în ciuda multor lucruri greșite pe care le face și multor atitudini greșite pe care le avem, Dumnezeu ne folosește. Este un lucru fantastic, este un lucru extraordinar. Eu stăteam și mă gândeam săptămâna aceasta la falimentele mele ca tată și soț și mă gândeam dacă Dumnezeu mântuie copiii, 100% sigur că nu o face datorită mie. 100% sigur că nu o face datorită mie. Dacă Dumnezeu se atinge de ei, este pentru că Dumnezeu are har, pentru că Dumnezeu e suveran și pentru că Dumnezeu e ales din veșnicie. Apoi observați în locul acesta că succesul în lucrare pe care îl are Ion aici, da, este succesul lui Dumnezeu care lucrează, dar succesul lui Iona, din punct de vedere omenesc, dacă observăm lucrul acesta, nu garantează sfințenia lui Iona. Faptul că eu am succes în lucrare nu spune nimic despre inima mea. Nu spune că eu sunt sfânt. Faptul că am succes în lucrare nu spune că eu sunt și sfânt în inima mea. Succesul în lucrare depinde total de harul pe care Dumnezeu îl dă. De harul pe care Dumnezeu îl dă. Citeam recent despre un om care le însoțea pe Whitfield, cred, la evanghelizările sale și îl boicota. El predica foarte mult în aer liber și îl boicota. Cu Whitfield își repeta unele predici pentru că mergea din loc în loc. Ăsta, tipul ăsta i-a învățat predica pe de rost. Și în timp ce predica Whitfield predicile lui, respectivul biat, deci era biat și așa de bine știa predica că o predica biat. Da? Predica predicile lui, numai că le predica în bajocoră, le predica ironizându-l, le predica cu sarcasm. Și în timpul unei predici, da, a bețivului ăstuia, bețivul s-a întors la Dumnezeu. În timpul predicii lui Whitfield pe care o predica el, da? Succesul lucrării, succesul metodelor pe care le folosim după cuvântul lui Dumnezeu depinde în totalitate de noi și nu spune despre inimile noastre cât de bune sunt. Faptul că am avut succes nu înseamnă că sunt bine. Ar fi o relație greșită pe care o fac. A, uite, Dumnezeu a dat har în lucrare, înseamnă că eu sunt bine. Nu. Ar fi bine să fie așa și să fie această corelare. Ar fi bine să fie așa. Apoi observăm aici iarăși un contrast izbitor că uneori păgânii se pocăiesc mai repede decât pocăiții, decât profeții. Este un lucru care ar trebui să ne dea de gândit și vedem lucrul acesta chiar și în vremea Domnului Iisus Hristos. Acum, îl comparați pe Iona cu păgânii ăștia, comparați elita din vremea Domnului Iisus religioasă cu vameșii și curvele care se întorceau la Dumnezeu. Și chiar aceasta este o mustrare din partea Domnului Iisus Hristos. Zice, măcar că ați văzut lucrul acesta, nu v-ați căit în urmă ca să-l credeți. Vorbim despre lucrarea lui Ioan Botezătorul. E posibil ca uneori să vedem oameni din lume că se întorc la Dumnezeu și să pocăiesc cu adevărat și pocăiții care vin de zeci de ani în adunare să fie foarte înceți la pocăință. Deși avem mai multă lumină de la Duhul Sfânt, deși avem mai multă experiență, deși înțelegem și cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu mult mai bine. Da. Apoi o altă observație introductivă. Când facem lucrarea lui Dumnezeu fără inimă, și în capitolul 4 vedem că Iona n-a făcut lucrarea lui Dumnezeu, în capitolul 3, din toată inima. Pentru că a înțeles harul lui Dumnezeu și bunătatea lui Dumnezeu, sau pentru că le-a acceptat, le-a înțeles, dar nu le-a acceptat. Iona nu are inimă în lucrarea pe care o face. Când facem lucrarea lui Dumnezeu fără inimă, cum a făcut-o Iona, ajungem la frustrare. Rapid ajungem la frustrare. Adică varianta biblică, varianta cea mai bună pentru noi, pentru sănătatea noastră spirituală și chiar fizică, este să facem lucrarea lui Dumnezeu din toată inima. Să nu facem forța. Ne rugăm că trebuie să ne rugăm. Vorbim cu alții că trebuie să vorbim cu alții. Este aceeași situație ca la Iona. Venim la adunare că trebuie să venim la adunare. Mai devreme sau mai târziu, ajungem la frustrare. Mai devreme sau mai târziu vom încerca să fentăm lucrurile pe care nu le facem din toată inima. Vom încerca să le fentăm. Vom încerca să fentăm venitul la adunare, vom încerca să fentăm rugăciunea, vom încerca să fentăm mărturisirea altora. Iona a încercat să fenteze, n-a putut, Dumnezeu l-a constrâns, a făcut ce a cerut Dumnezeu și de la a încerca să fenteze pe Dumnezeu, ajunge să facă lucrarea lui Dumnezeu și să se umple de mânie și de frustrare. Pentru că inima lui nu era în ceea ce făcea.
Deci este foarte important să ne cercetăm pe noi înșine și să vedem dacă în relația noastră cu Dumnezeu, dacă în trăirea noastră de fiecare zi, facem lucrurile voluntar, facem lucrurile din toată inima și dacă nu le facem, Dumnezeu să ne dea acest har de pocăință. Amin. Vedem aici apoi că succesul depinde total, cum am mai zis, în succesul lucrării depinde total de Dumnezeu și de folosirea metodelor pe care Dumnezeu le-a poruncit. Nu depinde de Iona. Iona zice, dacă m-a rugat destul de mult, nu că rugăciunea n-ar fi importantă, da? Dacă am postit suficient de mult, dacă... Nu! Rezultatele se află total în mâinile lui Dumnezeu. Însă lucrul acesta, oricât de bine ar suna la prima vedere, ajunge să ne frustreze la un moment dat. Că dacă rezultatele sunt în mâna lui Dumnezeu, înseamnă că n-are niciun sens să folosim metode de a produce rezultate pe bandă rulantă, da? Înseamnă că nu are niciun sens. Și asta ți ia cumva din mână anumite ustensile în care tu te-ai crezut. Dom'le, las că știu eu să aplic niște metode, niște formule din astea spirituale și produc rezultate. Nu, rezultatele se află în mâna lui Dumnezeu. Poți să folosești ce metode vrei tu. Rezultatele se află în mâna lui Dumnezeu. Lucrul acesta te smerește, lucrul acesta te ține în dependență de Dumnezeu. Dar lucrul acesta s-ar putea uneori și să te frustreze, pentru că rezultatele s-ar putea să fie surprinzătoare pentru tine. Adică perspectiva ta cu privire la rezultate să fie o perspectivă diferită de perspectiva lui Dumnezeu. Să aplici anumite metode, să aștepți anumite rezultate, chiar să aplici metodele biblice, și rezultatele să fie diferite decât ceea ce tu ai așteptat. Să nu fie pe placul tău, să nu fie în felul în care tu ți-ai dorit. Și lucrul acesta să te ducă la frustrare. De fapt, asta s-a întâmplat cu Iona. Iona aștepta un rezultat. Dar rezultatul care a fost în cazul Niniverii nu a fost rezultatul pe care l-a așteptat Iona, ci a fost rezultatul pe care Dumnezeu l-a dorit. Rezultatul pe care Dumnezeu l-a lucrat. Lucrul acesta se poate duce în două direcții. Ori să fie un rezultat surprinzător în sensul bun, da? În sensul pozitiv pentru noi. Să zicem, Dom'le, mi-am dorit lucrul acesta, dar Dumnezeu a făcut mai mult decât mi-am dorit eu. Dar s-ar putea să fie și în sens invers. Să-ți dorești anumite lucruri și rezultatul să fie altfel de cum ți l-ai dorit tu. Important este să știm că am fost credincioși, că am aplicat metodele Harului pe care Dumnezeu ni le-a cerut și că trăim înaintea lui Dumnezeu așa cum ne cere Dumnezeu. Și rezultatele se află total în mâna lui Dumnezeu. Se află total în mâna lui Dumnezeu. Acum haideți să intrăm în pasajul acesta și să ne uităm la mânia față de Dumnezeu sau mânia împotriva lui Dumnezeu pe care am putea să o avem și noi uneori și la felul în care aceasta s-a manifestat în viața lui Iona. În primul rând, spune Scriptura aici, lucrul acesta n-a plăcut deloc lui Iona și s-a mâniat. S-a rugat Domnului și a zis. Un lucru foarte important, spre deosebire de momentul în care lui Iona nu i-a plăcut planul lui Dumnezeu în capitolul 1 și a fugit de Dumnezeu și n-a căutat pe Dumnezeu și nu s-a rugat lui Dumnezeu, în situația aceasta Iona înțelege că trebuie să se roage lui Dumnezeu. Da? În capitolul 1 fuge de Dumnezeu, dar nu se roagă lui Dumnezeu. În capitolul 4 nu-i place ce face Dumnezeu, dar măcar se roagă lui Dumnezeu. Și își varsă inima lui, înaintea lui Dumnezeu și spune înaintea lui Dumnezeu chiar lucrurile care sunt pe inima lui. Și asta ar fi un aspect pozitiv, spun eu. Și este un lucru extraordinar pe care îl vedem în Scriptură, că Dumnezeu are har, are îndurare pentru noi, are milă pentru noi și ascultă bombănelele noastre și chiar rugăciunile noastre pline de frustrare. Acum, Iona spune în versetul 2 lui Dumnezeu, este nemulțumit de faptul că Dumnezeu s-a căit de rău, că Dumnezeu este milos, plin de îndurare, îndelung răbdător și bogat în bunătate. Și m-am întrebat, oare vreunul dintre noi am putea să facem vreo rugăciune din asta? Să spunem, Doamne, suntem nemulțumiți că ești îndurător, că ești milos, că ești îndelung răbdător, că ești bogat în bunătate, mântuindu-i pe alți oameni. Gândiți-vă la dumneavoastră, să puteți să faceți o asemenea rugăciune? Noi am spune că nu, nu? Am spune că nu. Și totuși, oare atunci când nu facem nimic față de oamenii, față de oameni care au nevoie de această îndurare, bunătate, milă și îndelungă răbdare a lui Dumnezeu, când nu facem nimic față de ei, oare nu ne găsim într-o poziție similară cu cea a lui Iona? Am putea să ne găsim într-o poziție similară cu cea a lui Iona. Dacă ne gândim la Domnul nostru Iisus Hristos și cred că pe tot parcursul acestui pasaj am putea să-L comparăm pe Iona cu Domnul Iisus Hristos. Și Domnul Iisus Hristos se roagă.
Și Domnul Iisus Hristos are înaintea lui un moment care nu îi face plăcere. Și Domnul Iisus Hristos ajunge într-o situație în care moartea, purtarea păcatelor, absorbirea mâniei lui Dumnezeu, satisfacerea dreptății și sfințeniei lui Dumnezeu aduc în viața lui niște sentimente copleșitoare. Și știm foarte bine evenimentul acela din grădina Ghețiman când Domnul Iisus Hristos transpire sânge. Este atât de copleșit de ceea ce urma să experimenteze încât transpire la propriu sânge. Da? Sudoarea ei se transformă în sânge. Însă rugăciunea pe care o face Domnul Iisus Hristos, spre deosebire de rugăciunea pe care o face Iona, este: Tată, dacă este cu putință, depărtează la mine paharul acesta. Totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Iona putea să facă o rugăciune similară: Doamne, nu prea îmi place ce faci tu aici, filozofia mea cu privire la lucrare este total diferită, dar totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Aș putea să spun că în expresia asta, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu, se află mântuirea noastră. În decizia aceea a Domnului Iisus Hristos, în hotărârea aceea a Domnului Iisus Hristos, de a face nu ceea ce era natural pentru el, nu era natural să poarte moartea, nu era natural ca Fiul lui Dumnezeu, sfințenia absolută, să suporte pedeapsa păcatelor noastre și să fie făcut păcat pentru noi, dar în decizia aceea a lui stă mântuirea noastră a tuturor, da? Ce diferență între Iona și Domnul nostru Iisus Hristos. Iona face o rugăciune a nemulțumirii. Iona justifică păcatul. Mânia îl face să justifice păcatul. Auzi ce spune el. Ah, Doamne, nu este aceasta tocmai ce ziceam eu când eram încă în țara mea? Tocmai lucrul acesta voiam să-l înlătur fugind la Tars. Într-un fel îți justifică. Doamne, uite de ce în capitolul 1 am făcut eu ce am făcut. Pentru că am știut eu ce s-ar putea întâmpla. De asta, Doamne, am făcut eu. În multe feluri și multe chipuri și noi am putea, în multe situații din viață, făcând lucruri care sunt clare împotriva voii lui Dumnezeu, care sunt clar condamnate în Sfânta Scriptură, să avem anumite justificări pe care le aducem chiar lui Dumnezeu. Doamne, dacă tu ai fi avut altă filozofie, dacă ai fi avut alt plan cu privire la situația, eu n-aș fi făcut așa. Eu nu m-aș fi purtat așa. Eu nu aș fi vorbit așa. Eu nu aș fi acționat. Dacă m-ai fi pus în altă circunstanță, dacă mi-ai fi dat altă nevastă, dacă mi-ai fi dat alți prunci, dacă mi-ai fi dat alt loc de muncă, eu m-aș fi purtat altfel. Dar dacă tu în planul tău ai făcut așa, eu sunt nevoit să calc cuvântul tău. Eu sunt nevoit. Tu te-ai, în ce situație m-ai adus? Situația aceasta lui Iona, în care Iona justifică păcatul, poate fi aplicată la foarte multe situații din viața noastră când nu spunem cu glas tare, dar în mintea noastră procesăm anumite lucruri și ne justificăm păcatele chiar față de Dumnezeu. Că Dumnezeu în planul lui a lăsat anumite circunstanțe, a lăsat anumite lucruri, a dus la îndeplinire anumite planuri ale lui și lucrul acesta, de fapt, stă la baza păcatului nostru. Stă la baza atitudinilor noastre, stă la baza neconformării noastre față de cuvântul lui Dumnezeu, da? Iona face o rugăciune a nemulțumirii. E bine să ne vărsăm inima înaintea Domnului, dar mai bine îi să ne supunem voiei lui Dumnezeu. Iona justifică păcatul. În al treilea rând, Iona își arată cruzimea față de oamenii ăștia pe care Dumnezeu i-a iertat. Spune Scriptura, versetul 5, Iona a ieșit din cetate și s-a așezat la răsărit de cetate. Acolo și-a făcut un umbrar și a stat sub el până va vedea ce are să se întâmple cu cetatea. E foarte important. Iona știe că Dumnezeu s-a căit de rău pe care l-a făcut. Totuși iasă afară din cetate și a zis și spune în felul următor. Și-a făcut un umbrar, a stat sub el până va vedea ce are să se întâmple cu cetatea. Ceea ce îmi spune mie și mulți comentatori spun lucrul acesta, că Iona speră cumva ca Dumnezeu să se schimbe, din nou. Adică Dumnezeu a zis că îi nimicește, Dumnezeu, din perspectivă umană, s-a căit de rău pe care a vrut să-l facă, Iona își arată bosunflarea, frustrarea și speră ca Dumnezeu să se schimbe. Speră ca Dumnezeu să se schimbe. Probabil că are speranța că cetatea până la urmă ajunge să fie nimicită, da? Vedem foarte clar, lui Iona la propriu nu îi pasă că o cetate întreagă pe care Dumnezeu o prețuiește, vedem în locul acesta, Dumnezeu își arată mila față de ea, Dumnezeu să căiește, nu vrea să o nimicească,
Iona la propriu și arată față de cruzimea față de o cetate întreagă. Doamne, nu îi pasă dacă oamenii ăștia ajung să fie la propriu exterminați, la propriu să fie nimiciți. Însă, dacă facem o comparație cu noi, de fiecare dată când ignorăm oamenii din jurul nostru și îi lăsăm fără Evanghelie, ne arătăm aceeași cruzime față de ei. Adevărat sau nu? La fel cum Iona stă și spune, sper ca Dumnezeu totuși să țină de cuvântul pe care l-a spus inițial și să-i nimicească, la fel noi când avem metoda care îi poate scoate pe oameni de sub condamnarea lui Dumnezeu și nu folosim această metodă, ne arătăm aceeași cruzime față de ei. Dacă ne-am gândit, de exemplu, la exterminarea pe care Hitler a făcut-o evreilor și am participat și am vedea la propriu în fiecare zi, ne-am duce și am vedea felul în care omul ăsta nebun a exterminat atâția oameni și alți oameni nebuni au participat la nebunia lui. Probabil că ne-am înfiorat și am condamnat cu vehemență tot ce s-a întâmplat acolo. Însă ce s-a întâmplat în Holocaust este egal cu zero. Pe lângă ce se va întâmpla cu oamenii care se vor afla pentru veșnicie sub mânia lui Dumnezeu. E adevărat sau nu lucrul acesta? Noi știm lucrul acesta, ne uităm la oamenii din jurul nostru, nu doar că nu ne folosim de oportunitățile pe care Dumnezeu ni le dă. Noi nu deschidem oportunități, care sunt foarte simplu de deschis, ca să le vestim Evanghelia. Și știm că dacă nu le dăm Evanghelia, oamenii ăștia se vor duce în iad. Măcar avem evanghelici în țara asta care cred că dacă nu le dăm Evanghelia, Dumnezeu să-i judece după conștiință și ăștia s-au uitat la natură și au avut nu știu ce atitudine față de Dumnezeu și Dumnezeu să țină cont de atitudinea și cumva o să-i mântuie. Doamne, pe ăștia măcar îi înțeleg că nu fac evanghelizare. Dar noi credem că oamenii nu sunt mântuiți decât prin Evanghelie. Când eu nu folosesc această metodă și știu că ne folosind oamenii aceștia se vor duce în iad, ăsta este un mod în care mi-arăt cruzimea față de acești oameni. Eu cred că niciodată n-am analizat cum trebuie, cât de cruz putem să fim ca și credincioși în inimile noastre față de oameni din jurul nostru. Eu nu cred că am analizat cum trebuie. Când merg cu mașina, o dată le iau pe unul la ocazie și vestesc despre Domnul Iisus Hristos și altă dată vă spun, trec și spun, bă, n-am chef să opresc. E o prostie, e o mentalitate atât de stupidă și de nebunească și de prostească. Și totuși fac lucrul ăsta așa cu o degajare și cu o indiferență și cu o... Bă, n-am. Nu știu dacă vreodată am calculat și am stat serios înaintea lui Dumnezeu să ne gândim la cruzimea care se află în inimile noastre față de oamenii din jurul nostru. Nu știu dacă am făcut lucrul acesta. Și ne uităm la Iona și așa l-am luat pe Iona și l-am bate cu 40 de lovituri fără una, cum era bătut apostolul Pavel. Doamne, cum poate omul ăsta să aibă atitudinea asta față de oamenii ăștia? Exact cum avem și noi astăzi. Este același lucru. În organizarea de evanghelizări iarna, când eu ca și credincios obișnuit, de parcă ar fi vreunul neobișnuit, eu ca și credincios obișnuit, mă simt cumva justificat că în restul anului ignor oameni care se duc în iad. Las cum s-a făcut atunci, în restul anului pot să fiu crud față de oamenii ăștia care se vor duce în iad pentru totdeauna. Da? Iona își arată cruzimea față de oamenii ăștia iertați. Apoi Iona își caută un loc confortabil, care este tot un efect al mâniei sale. Foarte, iar dacă am comparat pe Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos la cruce, la Golgota, nu-și arată cruzimea față de oameni, ci își arată dragostea față de oameni și se roagă pentru oameni chiar în cele mai grele suferințe. Tată, iartă-i, că nu știu ce fac. Da? Ce contrast izbitor între Iona și Domnul Iisus, între noi și Domnul Iisus. Dacă Domnul Iisus ar fi avut atitudinea față de noi pe care o avem noi față de ceilalți oameni, am fost pentru totdeauna pierduți. Iona își caută un loc confortabil. Zice, mi s-a părut foarte ironic aici, spune Scriptura, acum, Doamne, ia-mi viața, că vreau mai bine să mor decât să trăiesc. Și următoarea acțiune a lui Iona, Iona a ieșit din cetate și s-a așezat la răsărit de cetate, acolo și-a făcut un umbrar. Bă, dar parcă vrei să mori. De ce îți faci umbrarul? Vrei cineva, am mai predicat odată predica asta cu vreo 4 ani, nu chiar predica asta din pasajul acesta, și cineva din spatele meu mi-a zis că, mă, cum Iona vrea să moară? Zice, vrea să moară la umbră. Vrea să moară la umbră, probabil. Iona vrea să moară, dar să protejează de soare, da? Să nu mor bolnav, să nu mor de insolație, da? Să nu mor cumva în leșin, să mor așa, sănătos, să mor într-un loc confortabil. Este foarte interesant. Mânia lui Iona se manifestă prin căutarea unui loc confortabil. Adică Iona se pune într-un loc în care iese bine și spune, de aici vreau să am așa o priveliște frumoasă când o să fie un foc de artificii puternic la Ninive.
Deci când spulberă Dumnezeu Ninive și sare din Ninive foc și pucioasă și văd pe ăștia zburnă acolo și arzând toți, domnule, vreau să văd lucrul ăsta de la distanță, să am o privire panoramică, să pot să privesc, să văd toate imaginea, nu văd doar puțin, să văd toate imaginea, așa de la distanță. Este foarte interesant că lucrul acesta am putea să-l facem și noi, în timp ce oamenii pierd, noi ne căutăm locurile noastre confortabile în interiorul caselor noastre, familiilor noastre, mașinilor noastre, confortul burților noastre, căutăm lucrurile astea, investim în ele, ne facem așa, umbrarul nostru și de aici privim felul în care lumea se duce spre pierzare și nu se mai întoarce de acolo. Și investim în confortul nostru, Și idolul acesta confortului poate să pună stăpânire pe noi și vedem că este un idol confortul când privim cu nepăsare și așteptăm într-un fel nimicirea oamenilor. Și vedem cum oamenii se duc spre pierzare și noi spunem, noi avem treaba asta de făcut, trebuie să ne facem umbrarul nostru, să ne fie bine nouă copiilor noștri, să nu le fie la copiii noștri. Cum ne-a fost nouă de greu, da? Cum ne-a fost nouă de greu. Dacă privim iarăși la Domnul Iisus Hristos, Domnul Iisus a refuzat total confortul. Zice că n-a avut unde să-și plece fiul omului capul. A refuzat total orice fel de confort, orice fel de lucru care i-ar fi făcut lui bine pentru mântuirea noastră. Avem mentalitatea asta că noi putem să facem bine oamenilor, chiar din punct de vedere fizic sau spiritual, că este cel mai important, doar atunci când lucrul acesta nu ne costă nimic. Adică eu pot să dau, de exemplu, din banii mei pentru lucrarea lui Dumnezeu, dacă lucrul ăsta nu se simte, da? În buget. Da? Atunci pot să dau. Pot să mă duc și să mărturisesc despre Domnul Iisus Hristos dacă lucrul ăsta nu interferează absolut deloc cu timpul calitativ pe care l-am eu pentru nu știu ce activitate sau nu știu cu cine. Deci pot să fac pentru Dumnezeu ceva ce nu afectează într-un mod crucial viața mea, ceva ce nu ia din viața mea, ceva ce nu mă face să simt că sacrific pentru... Să dau din prisos, din prisosul timpului meu, din prisosul banilor mei, din prisos. Să dau într-un mod în care să nu mă afecteze. De ce? Pentru că pentru mine confortul este foarte important. Și pentru Iona confortul a fost important, pentru noi confortul a fost important, dar pentru Domnul Iisus confortul nu a fost important. Și în faptul că Domnul Iisus și-a refuzat confortul, orice fel de confort, Domnul Iisus Hristos a procurat mântuirea noastră. Apoi Iona nu doar își caută un loc confortabil, ci Iona, cum a observat deja, Iona speră că Dumnezeu se va schimba. Nu știu, oare trecem vreodată prin situații din astea în care ne bosunflăm, ne arătăm nemulțumirile înaintea lui Dumnezeu și lucrul ăsta se întâmplă, să știți, de multe ori în adunări. Însă oamenii cred că asta se întâmplă și cu Dumnezeu. De exemplu, dau un exemplu aleatoriu. De exemplu, într-o adunare, frații din conducere lasă tot felul de oameni să urce la amvon. Nu știți ce adunare. Și am întrebat, mă, dar de ce? Și toți se plângeau. De ce el îi lasă și pe aia se plânge de ei, știți? O, că oamenii nu-s chemați, nu-i să-i vinovați, că el i-a băgat în față. Unii dintre ei, într-adevăr, au dorința de a fi înaintea tuturor. Păi de ce lăsați? Frate, ca să fie bine. Să nu fie nimeni nemulțumit. Lasă fiecare să aibă o slujire, fiecare să facă ceva. Lasă pe toți la rând așa, lunar, găsim loc la fiecare, să nu fie niciun fel de problemă. Dacă, cumva, vreunul merge mai mult decât altul și unul se bosunflă, imediat îl trece de două ori pe programare sau îi face vreun favor sau îl duce cumva sau îl scoate cumva la înaintare. Lucrarea funcționează pe bază de bosunflări, pe bază de nemulțumiri. Când lucrul acesta se face în adunare, mulți oameni au senzația că Dumnezeu lucrează la fel. Că Dumnezeu reacționează exact în același fel. A, dacă nu mi-a convenit, nu mi-a făcut fratele ce am vrut, mi-a luat boceluța și m-am mutat la altă piață. Da? Unii oameni cred că Dumnezeu reacționează la fel. M-am bosunflat înaintea lui Dumnezeu. Și zice, Iona bosunflat, ce se întâmplă cu cetatea? Nimic. Dumnezeu i-a iertat. Dumnezeu nu se schimbă. Dumnezeu a făcut planul de a-i mântui pe oamenii aceștia, de a-i salva și Dumnezeu își ține planul. Bosunflarea lui Iona, nemulțumirea lui Iona, nu schimbă cu absolut nimic planurile lui Dumnezeu. Și asta este o lecție extraordinară pentru noi. Dumnezeu nu se va schimba în funcție de bosunflările noastre, de nemulțumirile noastre,
de cârtirile noastre. Și faptul că Dumnezeu nu se schimbă ne-a arătat suficient de clar lucrul acesta în persoana Domnului Iisus Hristos. Că Dumnezeu nu se schimbă și nu se poate schimba. Și Dumnezeu a luat ce a avut mai scump și Domnul Iisus Hristos a plătit pedeapsa tuturor păcatelor noastre. Și ne-a arătat suficient de clar. Dumnezeu nu se schimbă. Dumnezeu nu-și negociază termenii. Dumnezeu nu se compromite pentru noi dacă noi ne bosunflăm, dacă noi suntem nemulțumiți. Este un lucru foarte important. Iona speră că Dumnezeu se va schimba și că mânia lui are un efect asupra lui Dumnezeu. Apoi Iona, vedem lucrul acesta, se separă de păcătoșii ăștia care, pe de altă parte, se pocăiseră între timp, da? Iona se separă de ei. Și separatismul ăsta, sectarismul ăsta, se poate vedea și în viața noastră de foarte multe ori. Eu am crescut cu mentalitatea din asta. Să nu am prieteniile lumii. Așa am crescut. Eu nu trebuia să am niciun fel de prieten din lume. Sfințenie înseamnă să nu am contact cu ei. Sfințenie înseamnă să am numai prieteni din adunare. Să fim așa într-un fel de mănăstire din asta baptistă. Și cu mentalitatea asta am crescut. Că nu avem contact cu păcătoșii. Să nu luăm cumva ceva de la ei, o alergie din asta păcătoasă, o boală din asta, să contactăm. Ceea ce este foarte trist pentru noi, pentru că înseamnă că lucrarea Duhului Sfânt din viața noastră și plinătatea Duhului Sfânt din viața noastră nu ne poate ține sfinți discutând cu un necredincios. Vorbind cu un necredincios, lucrând cu un necredincios, stând cu un necredincios. Plus că este foarte diferit de ceea ce Domnul Iisus Hristos a făcut. Domnul Iisus Hristos a avut contact cu cei mai păcătoși oamenii ai vremei lui. Cu cei mai notorii păcătoși, cu cei mai stricați oamenii ai vremei lui. Dar viața Domnului Iisus Hristos i-a atins pe oamenii aceștia. Nu Domnul Iisus Hristos a dat după cultură, nu Domnul Iisus Hristos a devenit un păcătos, ci păcătoși aceștia au văzut în Iisus Hristos lumina și s-au întors prin Domnul Iisus Hristos la Dumnezeu. Însă separatismul ăsta, ninivenii erau în continuare pentru Iona niște păcătoși. S-a dus și a făcut lucrarea, a ieșit de acolo și a făcut probabil ritualul de curățire și a stat separat de ei. Separarea aceasta ne dă un fel de sentiment de sfințenie. Un fel de sentiment din ăsta de religiozitate, de separare, de distinție, de apartenență la poporul lui Dumnezeu. Noi nu suntem ca ei. Lucrul acesta în parte este adevărat. Însă nu în felul acesta, dacă vă uitați, în vremea Domnului Iisus Hristos, Domnul Iisus a criticat cel mai virulent. N-a fost nicio categorie de oameni pe care Domnul s-o fi criticat mai virulent decât pe separatiști, pe sectariști. Noi nu ne apropiem de ei, noi nu mâncăm cu ei, se uitau la Domnul Iisus cu, dacă ar fi profet, nu ar mânca cu ăștia, nu ar sta cu ăștia. Așa ne-a mântuit Domnul Iisus Hristos, nu? Că a venit lângă păcătoși ca noi. Că a venit lângă oameni stricați ca noi. Nu știu dacă ne este greu să ne cunoaștem lucrul acesta. Uneori când ne ducem lângă unii oameni, avem un sentiment fals de pângărire. Fals de pângărire. Și uneori, ducându-ne lângă ei și avem sentimentul ăsta de pângărire, ar trebui să ne întrebăm dacă suntem cu adevărat pregătiți, sufletește, duhovnicește, să stăm lângă oameni, să mergem între oameni. Și dacă nu cumva am inventat un fel de sfințenie de-a noastră iluzorie, care nu este o sfințenie reală. Care nu este o sfințenie reală. Sfințenia pe care Duhul Sfânt o lucrează în viața noastră este o sfințenie care face față în mijlocul păcătoșilor și îi afectează pe păcătoșii aceștia. Îi afectează pe păcătoșii aceștia. Apoi Iona, vedem că Iona dorește să moară. V-ați dori vreodată să muriți? V-ați dori, nu? Zice Iona aici, acum, Doamne! E atât de prostesc și de penibil și de ridicol. Acum, Doamne, ia-mi viața că vreau mai bine să mor decât să trăiesc. Dorința de a muri se naște din mânie. Dacă suntem sinceri și recunoaștem lucrul acesta, în foarte multe situații nu ne iasă anumite lucruri și ne mâniem din cauza asta și am dorit să pierim. Am dorit să pierim. Anumite situații. Nu te înțelegi bine cu soția, nu știu, o săptămână, două. Zici, bă, frate, aș prefera să dispar de pe planeta asta. Sau a să fii frustrat că nu-ți iasă o treabă, un an, doi. Bă, sunt ratat, nici nu mă pot privi în oglindă. Aș prefera să mor, mi-aș dori să nu mai trăiesc. Acum, e adevărat că și Pavel ar fi dorit să moară și să ducă acasă la Domnul. Dar Pavel nu vrea să ducă acasă la Domnul din frustrare, ci vrea să ducă din dragoste pentru Dumnezeu. Uneori viața e atât de grea pentru noi încât zic, Doamne, aș dori să mor. Nu-i nimic sfânt în asta, să știți. Nu-i nimic sfânt în asta. Când suntem frustrați datorită păcatelor noastre sau eșecurilor noastre sau falimentelor noastre sau așteptărilor noastre greșite, da? Și dorim să murim, dorim să ne ducem, cum zicem noi, acasă la Domnul, ăla nu este o stare de sfințenie. Când vreau să mă duc acasă la Domnul din dragoste pentru Dumnezeu,
Dar zic, totuși rămân ca să mai slujesc pe Dumnezeu, ca să mai fiu de folos împărăției lui Dumnezeu. Aia este o stare duhovnicească pe care o vedem și la Apostolul Pavel. Domnul Iisus a dorit să moară. Dar Domnul Iisus n-a dorit să moară din frustrare. Și Domnul Iisus Hristos a dorit să moară ca să procure mântuirea sufletelor noastre. E foarte important și interesant să-l comparați pe Iona cu Domnul Iisus Hristos. Separarea lui Iona, ieșirea lui Iona din Ninive și faptul că s-a dus acolo să se uite ce se va întâmpla, arată și că Iona abandonează într-un fel lucrarea lui Dumnezeu. Când Iona a fost ales de Dumnezeu să fie prorocul lui Dumnezeu. Iona primește de la Dumnezeu foarte clar semnul acesta că Dumnezeu nu-i permite să facă lucrarea când vrea el și cu cine vrea el. Că dacă este în oficiul acesta de profet, trebuie să se ducă unde îl trimite Dumnezeu. Unde îl trimite Dumnezeu. Dorința lui Iona în contextul nemulțumirii lui față de rezultatele misiunii sale, da? Dorința lui Iona de a muri în contextul acesta, când vede rezultatele lucrării sale și misiunii sale, arată într-un fel dorința lui Iona de a abandona și de a se retrage din lucrarea pe care a făcut-o. Nu știu, ați avut vreodată dorința aceasta sau v-ați hotărât vreodată să spui, domnule, de azi înainte nu mă mai implic în nimica. Nu a ieșit ceva. Ceva a fost o nemulțumire. Cineva a spus ceva. Cineva și-a dat cu părerea despre ce ai făcut tu. Domnule, de azi înainte nu mai fac nimica. Nu știu. Eu l-am întrebat pe fratele Mihai la un moment dat. Nu o să vă spun ce mi-a zis. Ți-a venit vreodată să-ți iei toate schițele, toate prietele, te duci să le dai pe foc? Mie mi-a venit, vă spun. M-am uitat la rezultate. Din perspectiva mea, am judecat rezultatele din perspectiva. Bă, le-aș duce, le-aș da foc la toate și n-aș mai face niciodată nimica. Nimic! Că Dumnezeu nu, dacă Dumnezeu m-ar fi chemat la lucrare, Dumnezeu mi-ar fi dat rezultate astea care vreau eu, nu rezultate care vrea Dumnezeu. Rezultate pe care eu mi le doresc. Rezultatele pe care eu le calculez. Și frustrarea că nu sunt rezultatele pe care eu le-am dorit, poate să te împingă temporar sau pentru unii pentru o perioadă chiar foarte lungă de timp, să abandonezi lucrarea la Dumnezeu. Zici, nu mă mai împing, nu mă mai implic, nu mai fac nimica. Asta este o dovadă de frustrare. Asta este o dovadă de frustrare. Acum, gândiți-vă la Domnul Iisus. Spunea cineva, dacă am judecat pe Domnul Iisus Hristos după standardele astea care sunt puse astăzi pentru a judeca o lucrare de succes, Domnul Iisus Hristos a avut o lucrare ratată. Deci Domnul Iisus a avut o lucrare ratată. La sfârșitul vieții sale pământești, și oamenii care au stat cel mai aproape de el și în care a investit cel mai mult și au văzut cel mai de aproape manifestarea lui Dumnezeu întrupat, l-au părăsit și s-au lepădat de el. No. Ce succes? Ce succes e la lucrare, da? Deci dacă l-ai judecat pe Domnul Iisus Hristos, Domnul Iisus putea zice, băi, nici n-am murit măcar și ăștia toți au fugit. Nici nu are sens. Nici nu mai are sens. Abandonez. Și Domnul spune la un moment dat, aș putea să chem o legiune de îngeri, făcea curățenie acolo rapid, putea să se pogoare pe cruce, putea să abandoneze lucrarea. Punem așa probabilitatea asta omenească, firească, că în planul lui Dumnezeu, Dumnezeu fiind pentru lucrurile, pentru el lucrurile au fost stabilite foarte clar. Și Domnul Iisus nu abandonează nici în cele mai dificile momente, nici când spune tată, dacă e cu putință, ia paharul. El nu abandonează. El se supune voiei lui Dumnezeu. Și în final, Iona ignoră cercetarea lui Dumnezeu. Foarte interesant. Dumnezeu îl întreabă pe Iona. Domnul a răspuns, versetul 4. Domnul a răspuns. Bine faci tu de temânii? Aici se vede răbdarea lui Dumnezeu, perseverența lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu, mila lui Dumnezeu pentru Iona. Vezi, Dumnezeu nu reacționează cu mânie la Iona. Iona e mânios, Dumnezeu nu răspunde cu mânie la mânia lui Iona. Bine faci tu de temânii? Și Iona... Iona nu zice nimic. Ni se întâmplă și nouă deseori, Dumnezeu ne aduce momente de cercetare specială prin predicarea cuvântului, prin lucrarea Duhului Sfânt lăuntrică. Dumnezeu ne pune față în față cu frustrările noastre, cu mâniile noastre, cu nemulțumirile noastre față de Dumnezeu. Și noi nu zicem nimic. Dumnezeu întreabă, Iona, mânia ta e bună? Bine faci tu că te mânii? Și Iona, lasă-mă sus, își face un braru. Lasă, eu aștept să văd ce se întâmplă cu Ninive. Da? Astea sunt câteva manifestări ale mâniei lui Iona. Și în câteva cuvinte aș vrea să vă sugerez din evenimentul acesta și din episodul acesta cu Iona, de ce Iona a ajuns să se mânie. Unde s-a format această mânie a lui Iona? Cum s-a format această mânie a lui Iona?
Păi, în primul rând, Iona are un sentiment al eșecului și al falimentului, care este imposibil de suportat pentru el. Pentru Iona, lucrarea lui a fost un eșec. De ce? Că el zice, tocmai lucrul acesta vroiam să-l înlătur fugind la tas. Mânia se naște din acest sentiment al eșecului și al falimentului. Mânia se naște și din încrederea pe care noi avem în noi înșine. Iona a crezut la un moment dat că poate împiedica planul lui Dumnezeu. De asta fugi la tas. Zice, tocmai asta vroiam să înlături. Și el a crezut că poate să înlăture lucrul acesta fugind la tas. Încrederea în noi înșine ne pavează drumul spre frustrare, spre faliment și spre mânie. Când ne credem în noi înșine. Cred că o să reușesc lucrul acesta. Mai ales când lucrul acela este evident împotriva planului lui Dumnezeu. N-are cum să reușească, da? Mai mult decât atât, sentimentul acesta de faliment pe care le-a Iona se naște la rândul lui din așteptări irealiste și idolatre de la sine. Să crezi tu că poți împiedica planul lui Dumnezeu este idolatrie. Trebuie să fii nebun să crezi așa ceva. Să crezi că tu te poți pune în fața lui Dumnezeu, Dumnezeu are un plan, eu am un plan, eu o să biruiesc. Asta este idolatrie. Ai o percepție greșită despre Dumnezeu și ai o percepție prea înaltă despre tine însuți. Trebuie să fii nebun, repet, să crezi așa ceva. De foarte multe ori credem lucrul acesta. La rândul său, această încredere în sine pe care Iona a avut-o în el și așteptările irealiste și idolatrii care s-au născut din această încredere în sine, da? Această încredere în sine s-a născut dintr-o imagine falsă despre sine, care în esență este o mândrie. Iona crede, domnule, sunt capabil, Dumnezeu a pus planul ăsta la dispoziție, Dumnezeu mi-a revelat planul acesta, eu sunt capabil să fentez planul ăsta lui Dumnezeu. Acum, cine ești tu, domnule, să crezi că poți să faci lucrul acesta? Cine ești tu să crezi că poți face lucrul acesta? Și în aceste observații putem să vedem foarte clar și două motive clare ale mâniei lui Iona. De ce Iona ajunge să mânie pe Dumnezeu și de ce noi am putea să ajungem să ne mâniem pe Dumnezeu? În primul rând, infailibilitatea planurilor lui Dumnezeu. Dumnezeu are un plan și planul ăla se duce la capăt. Acum, noi... reformații, baptiștii reformați ne lăudăm cu infailibilitatea planurilor lui Dumnezeu, că Dumnezeu nu se schimbă. Ce o stabilit Dumnezeu să duce până la capăt? Dar, de foarte multe ori planul lui Dumnezeu, un lucru particular din viața noastră, nu ne convine. De foarte multe ori planul lui Dumnezeu în viața noastră împiedică realizarea planurilor noastre. De foarte multe ori noi ne stabilim planuri și ne gândim la lucruri și tânjim să le facem și credem că le facem. Și credem în noi înșine, chiar dacă nu spunem lucrul acesta cu glas tare, și urând sentimentul de a ieșua și de a falimenta în ceea ce ne-am stabilit. Și de foarte multe ori dezvoltăm o mândrie din asta lăuntrică, avem o imagine distorsionată despre noi înșine, ne-am stabilit ținta, mergem înainte și planul lui Dumnezeu este cu totul altul și planul nostru se face praf. Unul nu și-a nevasta pe care a vrut-o, unul nu ajunge la geabă la care a vrut să ajungă, unul nu ajunge să facă lucrurile în ritmul în care el vrea să le facă. Și lucrul acesta la un moment dat te aduce la frustrare pentru că ai avut încredere în tine însuți, o imagine greșită despre tine însuți, dar mai important, atunci îți pare rău că planurile lui Dumnezeu sunt infailibile. Și tare mult ți-a plăcut ca planul lui Dumnezeu să poată schimba după planul tău. Și infailibilitatea planurilor lui Dumnezeu, infailibilitatea planurilor lui Dumnezeu ne pot pregăti pentru mânie dacă nu acceptăm din timp și dacă nu pregătim inima noastră din timp să accepte și să creadă și să înțeleagă că Dumnezeu nu schimbă planul și că se vor schimba a noastre, nu ale lui. Ăsta este primul motiv și al doilea motiv este implicarea obligatorie a lui Iona în planul lui Dumnezeu. Iona este implicat constrâns, obligatoriu în planul lui Dumnezeu. Iona nu vrea. Iona spune, tocmai lucrul acesta voiam să-l înlătur fugind la tas. Și n-am reușit. Acum, uneori dacă Dumnezeu își face planurile lui, domnule, nu e niciun fel de problemă, nu? Să-și facă Dumnezeu planurile lui. Nu ești de acord cu ele, dar niciodată. Dacă Dumnezeu te prinde în planul lui și te trage în planul lui, lucrul acesta s-ar putea să-ți creeze o grămadă de frustrare și de mânie, mai ales dacă planurile tale sunt alte. Nu doar că Dumnezeu cuprinde toate lucrurile și pe toți oamenii în planul lui. Nu doar că face lucrul acesta, dar pentru noi credincioși lucrul acesta devine evident. Și lucrul acesta ar putea să ne stârnească la mânie mai mult. Omul zice, s-a întâmplat. Necazurile vieții, asta este, s-a întâmplat. Dar tu știi că e Dumnezeu acolo la lucru, da? Tu știi că Dumnezeu e la lucru. M-am gândit la Iona și la mânia lui și în final
Aș vrea să observați lucrul acesta. Iona manifestă aici o ipocrizie fără margini. Iona se plânge la propriu. Știam că ești un Dumnezeu milos și plin de îndurare, îndelung răbdător și bogat în bunătate și că te căiești de rău. Și pare rău că Dumnezeu e așa. Dar îi pare rău că Dumnezeu e așa față de Ninive, nu față de el. Că atunci când era în pântecele peștelui, își dorea bunătatea lui Dumnezeu, mila lui Dumnezeu, îndurarea lui Dumnezeu și îndelungă răbdarea lui Dumnezeu. Și își dorea ca Dumnezeu să căiască de rău ăla temporar pe care l-a făcut ducându-l în pântecele peștelui. Ipocrizie, da? Este ipocrit datorită privilegiului pe care le-a dat Dumnezeu. Este ipocrit datorită pocăinței pe care a avut-o în capitolul 2 și acum se întoarce. Este ipocrit datorită promisiunilor pe care le-a făcut lui Dumnezeu în capitolul 2. Este ipocrit datorită faptului că a primit misiunea asta de la Dumnezeu și a intrat în ea și s-a dus de bunăvoie și acum se întoarce. Vedeți, mânia ne duce la ipocrizie, mânia ne duce la impertinență. E greu să crezi că Iona face lucrul ăsta cu Dumnezeu și să ceartă cu Dumnezeu, da? Mânia ne duce la lucruri iraționale, da? Ne duce la lucruri iraționale, e absolut stupid să te superi că Dumnezeu o salva pe cineva. E absolut stupid, prostesc, să te superi că Dumnezeu își duce planurile la îndeplinire. Dumnezeu și le va duce oricum, El este Dumnezeu, nu poate să facă altfel, la propriu. Deci este irațional, mânia duce la iraționalitate, da? Și mânia duce la idolatrie. În ultimă instanță, Iona vrea un alt Dumnezeu. Singura versiune de Dumnezeu asta era. Un Dumnezeu care a avut milă de niniveni. Iona vrea un alt Dumnezeu, care să nu a fi avut milă de ei. Aș vrea să ne gândim serios în această dimineață, dacă nu cumva mânia asta a lui Iona împotriva lui Dumnezeu nu se poate găsi în viața noastră în foarte multe situații simple din viața noastră și dacă nu cumva experimentăm poate aceeași cruzime, aceeași stare de indiferență, aceeași stare de ignorare, aceeași stare de nepăsare față de oamenii din jurul nostru pe care a avut-o Iona. Că de fapt asta e, asta este accentul cărții Iona. Este o cetate pierdută și este un om care are filozofiile lui, teoriile lui, imaginea lui despre Dumnezeu, ideile lui despre Dumnezeu, despre cum trebuia să lucreze Dumnezeu și datorită acestor lucruri ar fi lăsat pe oamenii aceia să piară. Dumnezeu să ne cerceteze și să învățăm cu toții din exemplul lui Iona. Amin.